Păuliș, Pruncota, Ioroc, Ovăsân și Ria și am spus acum în ordinea care aceste localități vor avea câte o zi dedicată. Deci, practic, acolo folcloric, spunem noi, de foarte bună calitate, în fiecare pincelă. Sigur, vor fi și alte activități care se vor desfășura acolo, pe turistice, de pe raza acelor localități. Mi-aș dori ca, în viitor, să putem, așa cum știți, folcloria Aratului se întinde până la Șilindia și chiar... Florice, Amonia Băneșană de la Sâmbăten, Podgoare din Păuliș. În acest an organizăm în Podgoria Miniș Măderat, în cele 5 localități Păuliș, Ghioroc, Covăsânt, Șiria și Pâncota, organizăm sărbătoarea vinului în Podgorie. Finanțarea acordată de Consiliul Județean este de 80.000 de lei. Vom începe în 4 septembrie la Păuliș și vom încheia această sărbătoare în 23 septembrie la Șiria. În fiecare din cele 5 localități pe care le-am enumerat, vom organiza spectacole folclorice, degustări de vinuri și vizite la obiectivele turistice importante de pe raza acestor localități. Consiliul Județean Arad este extrem de interesat în promovarea Podgoriei Miniș Măderat, Podgoria Aradului, și avem mai multe proiecte, atât pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere prin proiectul Drumul Vinului, avem și proiecte pentru promovarea turistică prin circuitul cultural turistic denumit tot Drumul Vinului și iată această sărbătoare a vinului în Podgorie, care începe să devină tradițională. Sunt mai mulți ani de când organizăm și ne dorim în viitor chiar să o extindem până în zona Șilindia și Mocrea, pentru că și acolo avem dealuri pentru vie și pentru struguri. Comparativ cu anul trecut, finanțarea mai mare a venit? Este la nivelul anului trecut. Pentru cele 5 localități în care organizăm în acest moment, considerăm că este suficient și, așa cum am prezentat, se pot organiza spectacole chiar foarte, foarte bune. Am în mod deosebit că participăm la această acțiune în al treilea an. Podgoria noastră este renumită pentru vinurile albe și pentru strugurii deosebit de dulci, care sunt pe o parte a versantului munții, în dealurile Zarandului. La această acțiune participă foarte multe ansambluri folclorice. În mod deosebit avem invitați din localitatea Ötömös, localitatea înfrățită cu Păulișu. Iar ca invitat special avem pe doamna Mariana Deac. Mulțumim Consiliului Județean pentru sprijinul acordat. Vă invităm să participați la această acțiune. La ora 14 inaugurăm și sediul noii primării și vă așteptăm cu tot dragul. Vă mulțumim! Din 1 septembrie au loc înscrieri la Școala Populară de Artă. Avem 22 de discipline. 3 discipline sunt noi: acordeon, dans popular românesc și instructor de dans popular. În zilele de 12, 13 și 14 vom avea zilele porților deschise, însemnând că cei care doresc să se înscrie la cursurile noastre pot beneficia gratuit de pregătire din partea profesorilor, care le vor și explica celor care sunt interesați în ce constă aceste module. Păi, producătorii de la Pâncota sunt doi, de la Ghioroc avem, de la Miniș și cei de la Măderat, pe care îi știm cu toții. Sunt vreo 7 mari producători, ceilalți mici sunt vreo 12.